Rugăciunea-i rană fie, însă pentru cei ce-ți vii, pentru cei ce-n viața asta, ei sunt niște mărturii. Sufletul azi se încarcă cu putere și credință, când îl simți pe Duhul Sfânt, întărește-a ta ființă. Sufletul azi se încarcă cu putere și credință, când îl simți pe Duhul Sfânt, întărește-a ta ființă. Rugăciunea, rugăciunea este o taină înascunsă și-o descoperi doar atunci când stai de vorbă cu Iisus. Rugăciunea este firul cel ai pus stăpânul tău și înascuns el știe totul. Noi un om că-i Dumnezeu. Rugăciunea este firul cel ai cu stăpânul tău. Ce n-a spus el, fie totul. Noi un om că-i Dumnezeu. Când trăim în unitate și în sfântă umilință, noi și în viața noastră e adevărată pocăință. A, tu știi cum arde focul și cum vasul clocotește și îl simți pe Duhul Sfânt cum în toate te sălzește. A, tu știi cum arde focul și cum vasul clocotește, ce îl simți pe Duhul Sfânt, cum în toate te însoțește. Boala nu te mai înfrică, orice nume ar purta, căci Iisus, marele doctor, poate totul vindeca. Chiar de-ar fi înțeles să ne treacă prin cuptor, noi să primim cu bucurie căci Iisus e-n ajutor. Chiar de-ar fi înțeles să ne treacă prin cuptor, noi să primim cu bucurie căci Iisus e-n ajutor. Cine și-a umplut paharul pe genunchiul lacrimi sfinte, cine-a prețuit în viață ale Domnului cuvinte, el ca un zăstăr în mână, într-o sfântă părtășie, cu Iisus și cu ai lui și aici și veșnicie. El ca un tăstăr rămână într-o sfântă părtășie, cu Iisus și cu ai lui și aici și veșnicie. Doamne, suntem trup de carne, suntem încă din țărână, vrem ca slava ta, Iisuse, peste noi ca să rămână. Vrem să fim sub ocrotirea brațului ocrotitor. Te chemăm în viața noastră ca stăpân și salvator. Vrem să fim sub ocrotirea brațului ocrotitor, te chemăm în viață.
sororilor. Domnul să vă binecuvânteze. Pacea Domnului. God bless you.